Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție online a emisiunii E vremea ta. Situația incredibilă în România, un val de canicul a lovit astăzi Bragadiru, în timp ce în Popești de s-a înregistrat o temperatură record de minus 40 de grade la umbră. Meteorologii sunt extrem de îngrijorați, mai ales că în această dimineață, la ora 6, a avut loc un puternic cutremur, tremur, 3,2 grade pe scara Richter la o adâncime de 70 de kilometri, în zona Vrancei Nu exista victime, dar un tir încărcat cu sticle de lapte pentru sinistrație a fost spulberat. V-ați speriat? Sper că nu prea tare. Ne-am gândit să vă reamintim și noi că astăzi este 1 aprilie. Și așa cum spunea Mark Twain, ziua de 1 aprilie este ziua în care ne amintim că suntem în celelalte 364 de zile. De unde vine totuși ziua păcălelilor? Aflați din reportajul următor. Astăzi, oamenii din întreaga lume încearcă, cu mai mult sau mai puțin succes, să păcălească persoanele apropiate. Originea acestui obicei nu o știe nici măcar Google. Se spune că în 1582, Papa Grigoria al XIII-lea a făcut trecerea de la vechiul calendar iulian, care celebra anul nou pe 1 aprilie, la calendarul gregorian, și mută sărbătoarea anului nou pe 1 ianuarie. Un timp, oamenii au continuat să-și trimită felicitări și să-și facă urări tot pe 1 aprilie. Cei care continuau să sărbătorească anul nou la 1 aprilie au fost numiți nebuni de aprilie, de unde și denumirea de ziua nebunilor, April Fool's Day sau ziua păcălelilor. Cu timpul, felicitările trimise pentru anul nou la 1 aprilie au început să fie considerate farse. Prima atestare scrisă datează din 1686, fiind descrisă de John Aubrey, ziua sfântă a păcălelilor. O găsim la 1 aprilie. Așa este ținută în Germania și pretutindeni. La noi în țară, ziua păcălilor se sărbătorește începând cu secolul al XIX-lea. Se obișnuiește ca farsele să fie făcute până la ora prânzului, altfel adu ghinion. Tradiția spune că dacă o fată frumoasă reușește să te păcălească, trebuie să o iei de nevastă. Dar nu este indicat să te căsătorești astăzi pentru că bărbatul va fi toată viața sub papucul nevestei. Copiii născuți de ziua păcălilor vor avea succes dacă stau departe de jocurile de noroc. Și acum câteva păcăle legendare. La 31 martie 1940, un post de radio din Filadelfia a anunțat că sfârșitul lumii va fi a doua zi. Cele mai mari temeri ale noastre privind sfârșitul lumii sunt confirmate de astronomii de la Institutul Franklin. Oamenii de știință prezic că mâine, la ora 15, vine sfârșitul lumii. Nu este o păcăleală de 1 aprilie. Știrea este confirmată de Wagner Schlesinger, director al planetariumului din acest oraș. Panica a luat sfârșit abia după ce astronomii au negat teribila predicție. Autorul farsei, ofițerul de presă al Institutului Franklin, a fost demis. În 1980, BBC a anunțat că Big Ben va fi înlocuit cu un ceas electronic. Motivația era credibilă. Tehnologia digitală este mult mai precisă decât vechiul sistem de rotițe. Mai mult, filiala din Japonia BBC a anunțat că bucăți din mecanismul Big Ben vor fi vândute primilor patru ascultători care își vor exprima această dorință în direct la radio. Un marinar japonez a contactat postul de radio pentru a participa la licitație. Evident, știrea a stârnit indignarea britanicilor, dar în cele din urmă BBC a dezvăluit farsa. În 1998, o revistă serioasă de știință a anunțat că autoritățile statului american Alabama intenționează să schimbe valoarea numărului pi din 3,14 pe care o considera necreștină în 3,0, care este conformă cu Biblia. Articolul a ajuns pe internet și autoritățile din Alabama au fost bombardate cu scrisori și telefoane de protest din întreaga lume. Revenim la vreme și vreau să vă spun că până vineri dimineață în toată țara meteorologii au emis o informare. Asta înseamnă că vremea va fi deosebit de rece și se vor înregistra temperaturi preponderent negative. Mai ales în jumătatea de nord a țării, temperaturile vor scădea atât noaptea cât și dimineața sub minus 5 grade Celsius. Se va forma brumă și local îngheț. Cu mai multe detalii, revin în principala rubrică Meteo. Pe o rețea de socializare, o tânără de 18 ani a lansat un atac virulent contra persoanelor peste 70 de ani, acuzându-le că le distrug viitorul și cele mai frumoase momente din viața de liceu, ieșind la cumpărături în această perioadă plină de restricții. Postarea a devenit virală, așa că am rugat-o pe psihologul Monica Dinulescu să ne explice ce efect are izolarea asupra adolescenților. Adolescenții se confruntă cu provocări pe două paliere. Școlile s-au închis, activitățile la care luau parte nu mai au loc, nu se mai pot întâlni cu prietenii, cu colegii și nu-și mai pot desfășura activitățile zilnice. Din acest punct de vedere se văd nevoiți să stea acasă și să petreacă foarte mult timp cu aparținători de toate vârstele. Și aceasta este cea de-a doua provocare cu care se confruntă adolescenții. Petrecând foarte mult timp acasă cu aparținătorii, ceea ce până acum nu se întâmpla, adolescenții pot avea avea diverse comportamente, se pot manifesta violent, din punct de vedere verbal se pot închide în camera lor, refuzând să vorbească cu ceilalți și toate acestea ne dau semne despre o anxietate pe care ei nu știu să o gestioneze. Ce pot face adulții ca să-i ajute pe adolescenții? În primul și în primul rând, vorbiți cu adolescentul. Încercați să comunicați cu acesta. Poate nu o să vrea din prima, dar asta nu înseamnă că nu are nevoie să comunice. Încercați să explicați că ceea ce se întâmplă la un moment dat se va sfârși și că va putea să-și reia obiceiurile și întâlnirile cu colegii. Invitați-l să socializeze. Este foarte important să păstreze în continuare legătura cu prietenii, cu colegii, cu gașca din care făcea parte. Astfel, invitați-l să-și sune colegii, să vorbească cu ei pe rețelele de socializare și să întrețină ceea ce se numește comunicare. Nu în ultimul rând, invitați-l să își sune și să vorbească și cu rudele, poate mai în vârstă, mai îndepărtate, cu care până acum nu vorbea. Cu siguranță, bunicii, unchii, mătușile mai în vârstă s-ar Bucura să fie sunați și adolescentului ar face bine să descopere un alt stil de a comunica. Dacă adolescentul este precat la studii în străinătate, sunați-l în fiecare zi. Este foarte important să vă audă, este foarte important să-l ajutați să-și ventileze anxietatea și este foarte important să-i reamintiți să respecte regulile de igienă, să stea în izolare și să se protejeze. Pentru adolescenții aflați acasă, ar fi foarte util și interesant în același timp să implicați treburile casnice. Ajutați-i cu alte cuvinte să iasă din camera lor. Implicați-i întrebări casnice, solicitați-le ajutorul și poate nu vor vrea din prima, dar cu siguranță la un moment dat li se va părea foarte interesant să facă niște lucruri noi alături de ceilalți membri ai familiei. Aveți grijă unii de ceilalți! Acum este momentul să aflăm cum va fi vremea în țara noastră. La noapte, atmosfera va fi rece în toată țara, cerul va fi senin, mai puțin în regiunile sudice, unde cu totul izolat pot să apară precipitații slabe, mixte. Vântul va prezenta intensificări în sudul banatului, dar și la munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 13 și plus 2 grade Celsius, mai ales în jumătatea de nord a țării se va forma brumă și local îngheț. Mâine, după o dimineață rece, la amiază apare soarele, iar atmosfera se încălzește astfel încât maximele vor fi cuprinse între 7 și 15 grade. Vântul va prezenta ușoare intensificări în Dobrogea. În București urmează o noapte rece, spre dimineață în termometre vor fi minus 3 grade în cartierele de la periferie și 0 grade în centrul capitalei. Mâine vreme frumoasă și din ce în ce mai caldă, la amiază vor fi 12 grade. Presiunea atmosferică va fi în ușoară scădere de la o valoare de 760 mm coloană de mercur. Vineri, soare și chiar 16 grade. Și la munte vremea se încălzește, apare soarele doar pe creste, vântul va prezenta ușoare intensificări. Mâine la Amiază maxima va crește până la 6 grade în semenic. Ziua de pămâine aduce la nivelul întregii țări soare, vânt, domol și temperaturi de până la 16 grade. Profesorul Silviu Gurlui, inventatorul aparatului care măsoară cantitatea de particule din atmosferă, ne arată imediat cum poți să-ți confecționezi rapid și ieftin o mască cu un grad de eficiență sporit la particulele de 0,3 micrometri. Atenție! Deși testată în laborator, masca nu este omologată. Recomandarea noastră este să folosiți, dacă aveți nevoie, măști chirurgicale sau chiar măști profesionale. Aceasta este o soluție de avarie. Am achiziționat un filtru de aspirator. L-am decupat în două părți. Aceasta se poate tăia în două părți egale și se confecționează o mască. O pliez în mod egal. Marginile sunt foarte, foarte bune și pot să prind două elastice. Vă doresc multă sănătate! Să vedem acum cum arată vremea în Europa mâine. Iată că în țările sudvestice și vestice ale continentului, atmosfera va fi schimbătoare, iar meteorologii anunță ploi sporadice doar în peninsula iberică. Mâine la amiază în Lisabona vor fi 18 grade. Vreme frumoasă se anunță mâine în peninsula italică și 16 grade în Roma. În schimb, în țările sud-estice, cerul va fi temporar noros, vântul va sufla destul de tare, mai ales în vestul peninsulei balcanice, iar în Grecia, meteorologii au emis chiar un cod roșu de ploi abundente. În țările centrale avem chiar cod galben de temperaturi foarte scăzute, intensificare ale vântului, în timp ce în țările nordice și în cele de răsărit, când soare, când nord, dar și vânt, mai ales în peninsula Scandinavă. Atât pentru astăzi, dragii mei. Nu uitați că ne revedem și în mâine, tot aici, în online. Rămâneți în continuare pe TVR și urmăriți cele mai importante știri ale zilei.